propovăitorule, pocăinței înainte, mergătorul Fiului Tău, Dumnezeu. Caut despre mine păcătosul ca să nu pierd în necazul acesta și mă cercetează cu mila mântuirii tale ca să stric ție. Vineri, 22 iunie, a fost adoptat în prima lectură proiectul de lege 901, potrivit căruia, deci dacă el trece în varianta care este, de fapt se modifică ideea și principiul de documentare a populației și anume a celor care dețin formularul numărul 9 din motive religioase fără cod de identificare. În cazul în care vor fi adoptate aceste modificări, cei care dețin formularul 9 fără cod de identificare vor fi documentați în mod automatizat, adică în mod automatizat vor fi colectate datele personale a acestora și create dosare electronice. Fapt ce nu va fi niciodată primit de creștinii cei care sunt astăzi prezenți. Dacă va fi primit acest proiect de lege, vom fi lipsiți de orice drept practic. De dreptul de a face studii, dreptul de a merge la servici, dreptul de a conduce o mașină, de a achita un impozit, de a primi o pensie. Vom fi puși sub limita existenței. Te rugăm să fie lăsat formularul nou, precum și pașapoartele sovietice, care sunt prelungite pe termen nelimitat, fără cod de identificare, în forma în care ele sunt acum. Vineri, posibil să fie pusă pe ordinea de zi proiectul de lege sus numit despre care am vorbit și pentru a nu veni în ultimul moment și a spune că nu suntem de acord cu acest proiect de lege, am venit astăzi pentru a preîntâmpina promovarea acestuia. O să stați până vineri aici? Stăm nelimitat până se hotărăște. Trăim cu credința noastră cum am apucat-o de la părinții noștri. Așa ne-a învățat să facem bine, să nu obișnuim pe nimeni și n-am făcut rău la nimeni, deși pe noi ne apasă azi și ne distruge de credința noastră. Și altceva nu vreau. Vrem să ne dea pași și să trăim cum am trăit până. Aveți în vedere pașaportul? Pașaportul, da. Avem speranța ca să ne ajute vorătorii țării acestea și să gândească teafără la cap și la chei că nu toți sunt de acord cu a lor din ăsta legi care fac ei în contra poporului și a pământului său. Au vândut pământul împreună cu creștinii. Noi suntem prigoniți pentru legile și fac ei. Eu, de pildă, mie nu-mi trebuiește Europa și eu să cot la mai mulți nu trebuie. De ce să fim noi cu Rusia, cum am trăit până acum? De ce să trăim noi în dragoste? De ce noi să fim pentru copiii asta care nu doar nu le dă atâtea leafă și atâta cât cer, dar cât noi. Noi uneori nici fără pâine n-avem în casă, fiindcă să plătim tot. Noi nu suntem gata pentru Europa. Основной вопрос это, конечно, тут документация, паспорта личности. Нас пытаются как бы лишить последней возможности жить нормально в нашем человеческом мире, понимаете? То есть мы требуем своих прав, нормальных документов и хотя бы того, что было до сих пор для нас предназначено, формы номер 9 конкретно. Так же, как и все полноправные граждане Молдовы, мы имеем право жить, требовать чего-то, и это естественно. Aveți buletin de identitate? Buletinul acela, dar eu știu că eu în România am trăit 10 ani și în România s-a făcut mai mult, acolo jumătate de milion a fost, eu am participat acolo la demonstrație, care tot am protestat și eu mi-am făcut pașaport provizoriu, nu de cel cu biometric, de un an de zile. Și am protestat și am reușit. Și nouă ni s-a permis să facem și acum eu tot îi susțin pe aceștia care protestează, cine nu vrea să aibă vrează că fără biometric și fără electric. Ia ca.